Acum piața este stabilă peste tot, însă ce se întâmplă cu prețurile? Am două vești, una bună și una foarte bună. Să le luăm pe rând. Vestea bună, prețurile la energie electrică în Europa, conform unui raport recent emis de Asociația Reglementatorilor din Europa și citat de Economica.net, au cunoscut o scădere semnificativă anul trecut față de anul anterior, însă rămân în continuare peste nivelurile înregistrate înaintea crizei energetice. Prețul mediu înainte de criză era undeva pe la 80 de euro pe megawatt oră. Acum sunt mai mici, cu până la 65%, însă peste acel nivel de 80 de euro. Vedem pe graficul următor cum au evoluat scăderile în funcție de țară. Vedem pe această hartă și România cu un preț mediu anul trecut de 104 euro pe megawatt oră, însă o scădere de 61%. Peste tot, în toată Europa, vedem scăderi în ceea ce privește prețul megawattului oră. Cele mai mari, vedem, sunt în România, sunt în Bulgaria, prețuri mai bune au și nordicii încă de anul trecut. Însă, ce este de reținut în ceea ce privește aceste prețuri medii anuale de pe piețele pentru a doua zi, este că sunt medii, în primul rând. Pe de altă parte, aceste prețuri sunt încă mai mari decât ceea ce aveam înainte de declanșarea crizei. În ansamblu, cererea de energie electrică că în tot anul 2023 în statele membre ale comunității energetice europene au scăzut. Această cerere este mai mică și este mai mică în foarte multe state. Media e undeva pe la 5,9% scăderea de energie electrică. Vești bune așadar, pentru că spun experții vor continua să scadă prețurile. Cât o să mă întrebați? Să sperăm că la nivelul celor din Portugalia și Spania, de exemplu. Și aceasta este vestea foarte bună despre care vă vorbeam la început. De peste o lună și jumătate, prețurile din aceste țări au fost atât de scăzute încât zile la rând energia a fost tranzacționată la niveluri medii, atenție, de 1 euro pe megawatt oră. Această scădere semnificativă este influențată de producțiile mari de energie regenerabilă, în special de cea fotovoltaică. Aici, de altfel, este cheia. Alte piețe spot din Europa, precum Franța, încep să înregistreze de asemenea scăderea de prețurilor, fiind tranzacționate cu până la 20 de euro pe megawatt oră, mai puțin față de nivelurile anterioare. E întrebarea aceasta, cât va mai dura până vom simți și noi aceste scăderi. Deocamdată România are un preț plafonat. Se discută despre coborârea acelui plafon. Cât nu știm în acest moment, însă sunt discuții chiar în aceste zile la Palatul Victoria despre acest aspect. Premierul promitea chiar de săptămâna trecută că în câteva zile va veni cu o soluție pentru a scădea prețurile. Așteptăm să vedem ce se va întâmpla, însă reținem acele cifre, scăderi peste tot în Europa cu 60-65%, chiar mai mari de la începutul acestui an. Veștile sunt așadar bune și optimiste pentru perioada următoare, mai ales că și la noi crește numărul prosumatorilor, acelor care și instalează sisteme fotovoltaice.